ce s-au făcut la noi până acum, vai, n-ar vrea să critic, parcă nu se ridică la nivelul la care se așteaptă cineva să găsească un teren. Cum îți imaginezi terenul de golf? Verde. Dacă ar fi să caut un cuvânt care să-l descrie, nu, verde este cel mai bun. Dar aici nu avem o problemă, deci trebuie să te adaptezi și la terenul care l-ai. Deci sunt zone, bun, acolo unde s-a inventat jocul acum câteva sute de ani, plouă în fiecare zi. Și nu îngheață aproape niciodată și iarba crește tot timpul, sigur e verde acolo. E, la noi nu e așa ceva, da, în Scoția. La noi nu găsești așa ceva. La noi vara se mai pârjolește un pic iarba. Un sistem de irigație care să o mențină verde, nu irigăm noi culturi mai valoroase, poate, decât iarba. Dar trebuie să fie verde. Sau măcar în părțile esențiale, care până la urmă, astea, marele reproș care se poate aduce terenurilor de golf din România, nu au greenuri. Cât de mare ar fi un teren standard are 18 găuri. Acum, acele 18 găuri, în funcție de terenul pe care îl ai, faci un layout, acum, dacă mi-e permis să folosesc în terminologie britanică. Deci te adaptezi și îl construiești, îl desenezi de așa manieră încât să fie interesantă fiecare din cele, fiecare cupă din cele 18 cupe. Am acest suprafață vei acoperi în funcție și de obstacole pe care trebuie să le oculești. Dacă ai un lac de 3 hectare, se adună. Bun, în mod normal se consideră că un 70 de hectare ar fi suficient pentru un golf, un teren de golf. Ai identificat o zonă? Da, dar n-ar trebui să mă hazardez. Până la urmă, ce în mână nu-i minciună și până noi în mână rămâne doar la stadiul de intenție, și dar intenția cel puțin pentru noi este serioasă. Așa sperăm să fie și din partea cealaltă a proprietarului terenului, care să sperăm că va trata cu aceeași seriozitate și interes. Dacă nu, oricum ești hotărât să faci un teren de golf. Dacă nu-l fac acolo, îl fac în altă parte, dar mi-ar părea rău să fi pierdut un an și să mă aflu din nou în momentul zero. Deci, primul manifest pro-golf o să-l faceți înainte de a băga în funcțiune mașinile și pentru reabilitarea terenului? A, dar prima acțiune? Prima acțiune, primul manifest pro-golf. Da, deci noi vom începe să cu un driving range, se numește, deci este un poligon de antrenament, ca să zicem așa, pentru golferi. Cel puțin pentru golferul clujan este foarte dificil să te duci până la Pianu, care e un teren respectabil, sigur că nu se ridică la... Dar oricum e cel mai bun care îl poți găsi, dar nu a pus să te antreneze. Dacă te duci până acolo 3 ore dus, 3 ore întors, plus cele 4 ore pe care le poți juca acolo, ți-a luat toată ziua, și te duci jos neantrenat. Deci tu nu poți să joci la posibilitățile tale maxime, tocmai din lipsă de antrenament. Imaginați-vă o echipă de fotbal care joacă numai meciuri oficiale și nu se antrenează. Nu se poate, trebuie să te antrenezi. Și cel puțin până vom reuși noi să facem cele 18 cupe ale terenului de golf, va trece o perioadă destul de importantă. Deci eu nu văd mai devreme de un an de zile să putem face chestia asta, să putem juca efectiv pe teren. Dar pentru antrenament se poate. Am înțeles că fițoșii nu vor avea loc acolo. Mă depinde ce înțelegem prin fițoși. Deci dacă cineva se așteaptă să vină pe teren de golf și să găsească un restaurant, va trebui să mai aștepte un pic. Deci, pe noi ne interesează mai puțin nunțile și botezurile și mesele festive și alte activități, să zicem, de restaurant sau de... Da, și nu vreau să fim greșit înțeleși. Deci nu asta este ceea ce urmărim noi. Sigur că restaurantul și
eventuale facilități de cazare, gen motel sau hotel sau așa ceva, vor apărea, dar în urma dezvoltării activității de golf de bază. Și care va fi obligată să respecte atât regulile și standardele existente pe terenul de golf. Mă rog, a regulilor care se fac de către club. Finanțarea este asigurată, e o problemă pentru că și robedeca sau... Finanțarea întotdeauna e o problemă. Și dacă cineva se laudă că are prea mulți bani, sigur minte. Dar e o chestie care ți-o asumi și dacă efortul pe care îl depui corect, finanțări se găsesc. Deci, oricum, noi cei care suntem în echipa care vrem să promovăm terenul ăsta, avem o mare parte din finanțarea asigurată, din resurse proprii. Acum, restul rămâne să vedem exact de ce sumă va trebui să o adăugăm și care vor fi sursele. Sunt și programe europene, sigur, care pot fi aplicate aici. Greu de spus în momentul ăsta. Dacă... Ultima întrebare. Cine este noi? Noi suntem Transilvania. Deci suntem trei asociați, unul din ei este asociat vechi la alte firme pe care le avem, este britanic. Evident, o să profit la maxim de cunoștințele lui în domeniu, pentru că la noi golf este mai mult o părere decât o realitate. El știe mult mai bine de acolo. Sigur, și eu știu, am ceva despre chestia asta, dar este departe să mă laud că singur aș putea să-l concep și să-l concep corect, fără să fac greșeli pe care alții l-au făcut poate acum câteva sute de ani. Deci trebuie învățat din experiența pe care o au ei de acolo și să încercăm să nu facem, să nu repetăm greșeli care... Al treilea inițiator? Este un alt amic de-al nostru, care, un entuziast, care este de-al nostru. Român. Deci este Clujan, dar nostru și sperăm că vom face echipă bună. Cât de mult face golful? Hai să vedem în ce unități de măsură vorbim. Nu, dacă știu. Te pasionează, când te pasionează. Evident! Dacă este un hobby sau este o... Da, bineînțeles, e un hobby, deci eu nici într-un caz nu pot să fac carieră din așa ceva. Deci, ca să devii un professional în golf, trebuie să încep de mult. Copilurile se întrețin cu bani din buzunarul propriu. Odată va fi rentabil să construiești un teren de golf? O să spui banii? Nu. Deci cine își imaginează că va face avere din golf, se înșală. Categoric. Deci e suficient, să zicem, cineva interesat în așa ceva, ce înseamnă un business în golf, să observe, sunt analize făcute pe net și dacă întreținerea unui teren de golf în condiții corecte costă, să zicem, undeva între 200 și 300 de mii de euro pe an, încasările care se fac din activitate, nu în România, deci vorbim de țări dezvoltate, adică Statele Unite, Marea Britanie, aduc un profit de până în 10%. Deci este neinteresant, să zicem, față de alte business-uri care produc mai mult de 10%. Mult mai mult de 10%. Hai să ne gândim numai la domeniul construcțiilor. Și el rămâne până la urmă, ceea și ce facem noi acum este doar o pasiune, plăcerea de a face ceva care să conteze și să-l aducem la un standard adevărat. De care să nu ne fie nor, rușine, ba dimpotrivă să fim mândri de ceea ce facem. Profitul va veni mai târziu și nu cred că banii. Avem firme care produc mai mult decât. O promisiune, că o să ne lăsați să transmitem live. Bineînțeles. Competiții. Trebuie să existe competiții. Deci acolo, până la urmă, golful se întreține și din competiții. Sau poate mai mult din competiții. Nu, să nu exagerez. Până la urmă, membrii contează. Câți jucători pot să adun pe teren. Sigur că da. Deci nici o competiție nu sportivă nu este secretă, Doamne ferește. Nu-și mai are sensul dacă ar fi